9 martie, 5 mai sau 19 noiembrie, în care dintre aceste zile ne sărbătorim bărbații de lângă noi? În peste 60 de țări, ziua bărbatului este pe 19 noiembrie. Unii o mai celebrează și primăvara pe 5 mai, zi numită și ziua berii. Însă în România, cei mai mulți domni sunt răsfățați astăzi de sfinții mucenici, când au și liber la băutură, mai exact 44 de pahare de vin sau de țuică. În fiecare an, domnul din imagine a sărbătorit ziua bărbatului în data de 9 martie, seara, după serviciu, alături de familie și prieteni, la un pahar de vin sau mai multe. Mă pregătesc pentru cele 44 de pahare și încă nu m-am hotărât ce roze să-mi iau. Dacă tot a venit căldura, deci să trec pe ceva mai light, mai ușor. Și am găsit... Păi, cred că cu soția. Că dacă ea a petrecut ieri și de 1 martie, că două zile, și noi suntem discriminați, așa, de seară petrec cu ea, dar îi dau doar un pahar. Restul sticlei să fie doar al meu. Soția sa nu obișnuiește să-i facă cadouri cu prilejul zilei de 9 martie, așa că are un sfat pentru ea, dar și pentru toate doamnele. Din păcate, la noi e cam fără cadou. La doamne a fost cu cadou, la noi ne-am ales doar cu urările pe Facebook. Așa că, dragi doamne, în afară de urări pe Facebook, mai pune și ceva la... Mai subțire la noi la portofel, atât. Sau dacă ne luați banii din portofel, faceți și ceva util pentru noi. Potrivit tradiției, ziua bărbatului este pe 9 martie, odată cu sărbătoarea mucenicilor. Astăzi sunt pomeniți în calendarul ortodox sfinții 40 de mucenici din Sevastia, care s-au sacrificat pentru credința supremă în Hristos. Așa se face că, pentru a avea putere de muncă tot restul anului, belșug și noroc, domnii trebuie să bea 44 de pahare de vin în cinstea mucenicilor. Însă, potrivit unui proiect de lege adoptat de parlamentari în februarie anul trecut, ziua bărbatului se sărbătorește toamna, pe 19 noiembrie. De altfel, conform unei decizii UNESCO, pe 19 noiembrie este Ziua Internațională a Bărbatului și ea se celebrează pe aproape toate continentele. Numai că această decizie nu s-a împământenit încă la noi. Când este ziua bărbatului? Astăzi cred că era și cred că mai era o variantă în mai sau ceva de genul ăsta, dar astăzi cred că e. Din câte am citit chiar dimineața pe Google, este pe 19 noiembrie, dar popular spune că este pe 9 martie. Când e ziua bărbatului? Astăzi sau pe 5 mai? Alți domni se distrează pe 5 mai, atunci când ies cu prietenii la bere. Acest obicei vine tot în urma unei hotărâri luate de senatori și deputați în 2008. Dacă pe 8 martie bărbații se înghesuie în florării de ziua bărbatului, oricare ar fi ea, doamnele se rezumă mai mult la cuvinte. La mulți ani, dragul meu! Aceste zile dedicate doamnelor și domnilor au ca scop eliminarea discriminării dintre femei și bărbați. Solicitarea pentru o zi dedicată și bărbaților a fost făcută încă din 1960. Dincolo de proiecte adoptate în Parlament sau de decizii luate la nivel internațional, cele mai multe femei din România își sărbătoresc soții, iubiții și copiii astăzi. În data de 9 martie și potrivit statisticilor, astăzi cel mai bine se vinde vinul. O sticlă cu vin reprezintă cadoul perfect pentru bărbați, spun doamnele. Așadar, la mulți ani, domnilor! Pentru Focus, Hilde Tudora și Eugen Sandu.